E ok. Ok. Bună ziua! Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la cea de-a treia întâlnire din cadrul Săptămânii Porților Deschise de la Filozofie. Numele meu este Codruța Hainic și mă bucur că mi-a revenit mie rolul de a modera discuția de astăzi, cu atât mai mult cu cât cred că o discuție care să pornească de la felul în care filozofia poate să răspundă întrebărilor și nevoilor omului contemporan, adică ale noastre, nu poate să fie decât incitantă și, de ce nu, utilă. Până la urmă, este vorba despre felul în care filozofia sau practica filozofiei, apropo de titlul conferinței de astăzi, poate să contribuie la dezvoltarea unei gândiri practice, cu accent pe valori, pe norme de conduită, mă rog, pe diverse atitudini de viață în general. Despre toate aceste lucruri și despre altele în plus, ne va vorbi pe larg invitata noastră de astăzi, pe care sunt sigură că o cunoașteți deja, cel puțin de la întâlnirile noastre precedente, dacă nu din social media, unde ea este de asemenea prezentă. Mihaela Frunză, căci despre ea este vorba, este conferențiar în cadrul Departamentului de Filosofie a Universității Babeș-Bolyai și este în același timp și directorul Școlii Doctorale de Filozofie. Domeniile sale de competență, domeniile sale de cercetare și interes privesc în special etica, eticile aplicate și studiile de gen. De asemenea, la nivel de licență, predă în plus și un curs de filozofie pentru copii, pentru studenții care doresc să cunoască mai îndeaproape această disciplină și care sunt pasionați de lucru cu copiii. Mihaela are în acest domeniu o vastă experiență, ea coordonând primul club de filozofie cu copiii din Cluj-Napoca și, dacă nu mă înșel, chiar și din țară. Dar despre aceste lucruri o las pe ea să vă spună mai multe. De asemenea, tot pe aceste teme, Mihaela a coordonat două numere tematice pe tema filozofie aplicată pentru copii, pentru jurnalul Studia Universitatis Filosofia Babeș-Bolyai, jurnalul nostru cu o bogată tradiție și indexat în cele mai importante baze de date internaționale, și un alt număr în revista de filozofie aplicată, sora mai mică, da? Celălalt jurnal al nostru extrem de bine cotat în domeniul lui și unde, de altfel, Mihaela este editor principal. Titlul conferinței de astăzi este unul care, vedem, ne incită la discuții și, ca de obicei, așteptăm comentariile și întrebările dumneavoastră în chat pe pagina de Facebook a departamentului nostru sau live aici pe Zoom după ce se va încheia prezentarea. Așadar, ce poți să faci cu filozofia aplicată? Doamna profesoară Mihaela Frunză, vă ascultăm. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru această prezentare, pentru această introducere. Mă bucur să vă văd pe foarte mulți dintre cei care ați participat și în zilele precedente la Săptămâna Porților Deschise la Filozofie. Mă bucur de asemenea să văd foști studenți, doctoranți, unii dintre ei, alții în alte ipostaze, colegi, și sper ca prezentarea pe care o să vă propun în după-amiaza aceasta să vă provoace, într-adevăr, să puneți întrebări. Aștept cu interes aceste întrebări, fiindcă până la urmă ele sunt motivul pentru care noi ne-am întâlnit aici, să vă cunoaștem mai bine pe voi, cei care sunteți interesați de filozofie în diversele sale ipostaze. Și cred că filozofia aplicată poate că este mai atractivă și mai ușor, mai accesibilă din această perspectivă pentru a facilita, să zicem, inclusiv întrebările voastre. Am pregătit și o scurtă prezentare. Doar un minut să o și localizez.
Am intrat între timp pe pagina departamentului și atunci s-a... Ok. Așa. Deci ce poți să faci cu filosofia aplicată? E o întrebare foarte mare, e o întrebare foarte generoasă și sigur că în prezentarea mea o să ating câteva din posibilitățile oferite de filosofia aplicată. Nu am să aspir să răspund cu totul sau sub toate aspectele acestei întrebări, dar sper să ating câteva din punctele care cred că ar putea să fie de interes pentru voi. Despre ce o să discutăm în această scurtă întâlnire și o să încerc ca fiecare parte să aibă o întindere, să răspund la fiecare din aceste întrebări într-un interval de, să zicem, 8-10 minute ca să rămână suficient de mult timp și pentru dialogul nostru. Mai întâi, ce este filozofia aplicată? Și pentru că întrebarea are și o componentă, să spunem, instituțională, ce instituții de filozofie aplicată avem în acest moment la universitate? Și am să vă prezint două din aceste instituții. Apoi, pentru că Codruța a amintit anterior despre proiectele noastre de filozofie cu copiii, filozofia cu copiii este o parte a filozofiei aplicate și în momentul în care m-am gândit la faptul că, da, aș vrea să ating în prezentare și acest subiect al filozofiei cu copiii, m-am gândit apoi că aș putea, într-un fel, să fac ca în această prezentare să includ acele aspecte ale filozofiei aplicate care, într-un fel sau altul, o fac relevantă pentru viețile noastre de-a lungul acestor vieți. Începem cu filozofia cu copiii, nu? Începem cu vârsta copilăriei, apoi m-am gândit, urmează vârsta adolescenței și aici... Un domeniu pe care am lucrat cu foarte multă pasiune în ultima perioadă este cea a relației dintre filosofie și cultura pop. Cred că cultura pop este o parte importantă a adolescenței voastre și adolescenților care au rămas, au supraviețuit cumva în noi toți. Când spun cultura pop, mă refer sigur la toate aspectele culturii de masă, nu? La serialele pe care le urmărim, la muzica pe care o ascultăm, la filmele la care ne uităm, la cărțile foarte cunoscute pe care le citim. Și cum anume ne poate ajuta filosofia aplicată să dăm sens acestei părți importante a vieții noastre, care este cultura pop. Și în fine, pentru partea ulterioară, pentru partea de după adolescență, m-am gândit că nu puteam să nu vorbesc un picuț despre etica aplicată. Este unul dintre subiectele pe care le acopăr la filozofie, prin cursurile pe care le predau aici, atât la nivel licență, cât și la masterat și la școala doctorală. Și din acest motiv m-am gândit că așa, o foarte scurtă trecere în revistă a preocupărilor din acest domeniu ar încheia cumva, într-un mod rotund, această prezentare. Sper că o să fie interesant acest parcurs. Haideți să începem atunci. Bun, ce este filosofia aplicată? Acum, în momentul în care spui sintagma filosofie aplicată, cumva, în mod automat, implici ceea ce se opune la filosofia aplicată, și anume, nu filosofia teoretică, ar fi, să zicem, contrapartea logică a filosofiei aplicate. Dacă vorbim de ceva aplicat, ar trebui să vorbim și de ceva neaplicat sau, să zicem, teoretic. Acum, așa cum nu avem o singură definiție universal acceptată a termenului de filozofie, nu avem nici o singură definiție a termenului de filosofie aplicată. Și într-un anumit sens, am putea să spunem că întreaga filozofie, chiar și filosofia teoretică, este un soi de filosofie aplicată. Pentru că dacă admitem că acest termen aplicat cere cu necesitate contrapartea sa, respectiv termenul de pur, am putea spune, așa cum spune Casper Liber Rasmussen, autorul unei și editorul unui companion de filosofie aplicată apărut la Blackwell, filosofia pură, spune el, este filosofia aplicată sieși,
adică asupra unor probleme filozofice, cum ar fi natura fundamentală a realității, a cunoașterii, a moralității, în timp ce filosofia aplicată este filosofia aplicată asupra unor probleme non-filozofice. Tot el propune câteva criterii, câteva elemente, câteva rațiuni suficiente pentru a înțelege ce anume caracterizează filosofia aplicată. Și le-am menționat aici, așa foarte pe scurt, el spune că am putea defini filosofia aplicată în funcție de un criteriu pe care el îl numește al relevanței, respectiv dacă filosofia teoretică se referă la acele chestiuni care vizează diversele subdomenii ale filosofiei, filosofia aplicată are o relevanță aparte pentru viața noastră de fiecare zi. Deci, este cumva mai legată de viețile noastre cotidiene decât filosofia teoretică. În al doilea rând, spune el, filosofia aplicată poate invoca un anumit criteriu al specificității. De obicei, atunci când vorbim despre filosofia aplicată, adresăm o concepție specifică, în timp ce în filosofia pură vorbim despre chestiuni mai generale. Dacă în filosofia pură, să zicem, discutăm despre libertate, în filosofia aplicată am putea pune o întrebare legată de ce înseamnă libertatea noastră într-un context pandemic. Deja problema libertății a devenit mai specifică, și-a restrâns cumva sfera. Și în același timp, bifăm și criteriul relevanței. E o chestiune care ne vizează pe toți, în viețile noastre de fiecare zi. În al treilea rând, spune autorul respectiv, există o anumită dimensiune practică în filosofia aplicată. Prin practică, sigur, ne referim la acea parte a filozofiei care are o anumită relevanță morală, adică justifică un răspuns la întrebarea ce ar trebui să facem. Și continuând exemplul ad hoc pe care l-am început adineaori, ce consecințe are această concepție asupra libertății în timp de pandemie pentru noi? Ce avem noi de făcut cu această concepție a libertății și care ne vizează cumva pe noi și cu viețile noastre concrete în această perioadă. În al patrulea rând, Rasmussen vorbește despre o anumită parte activistă a termenului, a filozofiei aplicate în general. Și prin asta nu se referă neapărat la hai să ieșim în piață și să protestăm, se referă de faptul că filosofia aplicată este adesea motivată de o ambiție de a avea un anumit efect în lumea reală, un anumit efect cauzal, un anumit efect concret. Și sigur că, în funcție de școlile filozofice, aceste efecte s-ar putea să fie diverse, nu avem o unitate de păreri în această privință, dar avem această ambiție de a încerca să obținem un efect. În al patrulea rând, el spune că specificul filosofiei aplicate ține și de metodologia sa, adică de ce metode filozofice folosește pentru a explora chestiunile din afara setului de probleme, să zicem, din filosofia tradițională. Ce tipuri de angajamente, de cercetare sunt folosite de cei care sunt angajați în filosofia aplicată. În al cincilea rând, sunt foarte importante pentru filosofia aplicată faptele, domeniul empiricului. Filosofia aplicată este, într-un mod semnificativ, informată, spune Rasmussen, de evidența empirică, într-un mod care poate filosofia teoretică este mai puțin. Are o relație mai puțin evidentă cu faptele, cu domeniul empiric. Și în special cu domeniile și cu dovezile oferite de științele empirice. Și în fine, ultimul criteriu invocat de autor este cel al audienței. Cel puțin inițial, și cumva acest criteriu a rămas cumva și în continuare,
Audiența inițială vizată de filosofia aplicată, atunci când ea s-a materializat în anii 60-70, în special pe continentul american și apoi a cucerit cumva întreg mapamondul, este cel al unei audiențe formate nu doar din filozofi. Cei care sunt audiența intenționată a demersurilor de filozofie aplicată nu sunt doar filozofii profesioniști, nu sunt doar persoanele cu un doctorat în filozofie. Spuneam că asta a fost la început. Sigur că între timp lucrurile s-au schimbat parțial, adică avem în continuu, adică specializarea care s-a făcut prezentă în filosofia aplicată de pretutindeni, a dus și la o anumită sofisticare a termenului și la o restrângere a acestei audiențe, cel puțin în cazul unora dintre instituțiile care fac într-un fel, contribuie într-un fel la bunul mers al acestei discipline. Adică există jurnale de specialitate, de specialitate cu o audiență foarte, foarte îngustă, rezervată doar specialiștilor, doar experților. Journal of Applied Philosophy este un astfel de exemplu. Unde dacă te uiți peste titluri, dacă te uiți peste tipul de abordare, vezi că ai nevoie de o anumită sofisticare filozofică, o anumită experiență și o anumită expertiză pentru a putea lua parte la acel dialog. Însă, dacă există această tentativă și tendință, să spunem, de specializare, așa cum există peste tot, în orice disciplină, și reversul este valabil. Dintre toate disciplinele filozofice, filosofia aplicată este cu siguranță în continuare mai accesibilă. Există multe zone ale filosofiei aplicate care fac această legătură, creează punți de legătură între filosofie și publicul, să zicem, mai puțin specializat. Și mă refer, de exemplu, la practici cum sunt consilierea filozofică, care exact asta încearcă să facă, să ofere o variantă de terapie, de consiliere, de consultanță unor persoane, fără a presupune o formare filozofică prealabilă a acestora. Chiar în cazul filosofiei cu copiii, mulți dintre cei care scriu în acest domeniu spun că nu-i neapărat nevoie să fi terminat facultatea de filozofie pentru a practica și pentru a fi un bun profesionist în filosofia aplicată. Eu personal am anumite rezerve față de acest divorț total între filosofie și practicieni, pentru că mie mi se pare că niciodată un plus de expertiză și un plus de cunoaștere nu are cum să strice, în special atunci când este vorba despre practici cum ar fi filosofia cu copiii sau chiar consilierea filozofică, însă, cum spuneam, există această idee că domeniul este mai accesibil decât poate alte domenii din filosofia tradițională. Două vorbe despre instituțiile din universitatea noastră care se ocupă la nivel declarativ, intențional și cu toate forțele de filosofia aplicată. Avem, pe de o parte, Centrul de Filosofie Aplicată. Este un centru de cercetare la nivelul Departamentului de Filozofie și, sigur, care se bucură și de sprijinul colegilor de la celelalte departamente, în special de la Departamentul de Filosofie Maghiară. E un loc unde se coagulează diverse programe de cercetare din diverse domenii. Puteți vedea aici fenomenologie aplicată, analiză și critică filozofică, etica aplicată, practici politici culturale, colegii pe care i-ați întâlnit în prima zi, domnul profesor Dan Rațiu se ocupă de grupul de cercetare al practicilor și politicilor culturale, domnul profesor Copoeru, pe care de asemenea l-ați întâlnit în prima zi, este cel care se ocupă de grupul de cercetare aplicată în fenomenologie. Deci avem diverse direcții de cercetare care se materializează în proiecte și mai apoi, desigur, în cursuri și în publicații și în conferințe.
pe care le puteți vedea pe toate acestea la rubrica de activități. Colega mea, Codruța Hainic, se ocupă de această parte de promovare a Centrului de Filosofie Aplicată. Ea se ocupă mult și de updatarea acestei pagini, astfel încât mereu o să vedeți pe ea cele mai recente activități ale centrului nostru. Celălalt proiect, care îmi este cumva foarte drag, pentru că e una dintre revistele la care lucrez și, într-adevăr, sunt între cei care o editează, este revista de filosofie aplicată. Este o revistă care apare de câțiva ani, dar am încercat de la bun început, pe de o parte, să urmărim, să promovăm în mod constant această idee de filosofie aplicată și această diversitate de domenii care se ascund sub umbrela termenului de filosofie aplicată. Fiecare număr pe care l-am publicat până acum, cu excepția primului număr care a fost așa introductiv, am aspirat să-l facem un număr tematic. Am avut numere, cum spunea Codruța, despre filosofia pentru copii, am avut de asemenea un număr despre filosofie și cultura pop, am avut un număr despre filosofie și etică și tehnologie, apoi un altul despre filosofie și muzică și cel mai recent, cel dedicat filosofiei și filmului. O să spun un pic mai multe despre, în special despre acest număr, când o să vorbesc un picuț despre relația între filosofie și cultura pop. Ce aș mai vrea să mai spun, cu această revistă încercăm să fim cât mai conectați la lucrurile din jurul nostru. Dacă o să vă uitați în sumarul acesteia, o să vedeți că unul dintre cele mai populare numere a fost un număr special, dedicat provocărilor pandemiei. Am adunat mai mult de 300 de pagini de articole de la autori din mai multe țări. Revista apare și în română și, sigur, apar și texte în limba engleză, care au încercat să adreseze provocările filozofice ale pandemiei. Vă invit să vă uitați peste acest număr. În această revistă sunt publicați nu doar cercetători deja consacrați, o să vedeți că sunt și numele unor studenți, ale unor masteranți, ale unor doctoranți, ale unor tineri cercetători, cu alte cuvinte, care, pe de o parte cu entuziasm, pe de altă parte cu foarte mult profesionalism, reușesc să contribuie la acest univers al revistei. Bun. Am spus și e foarte tentant să te înscrii, să te întinzi foarte mult, o să încerc să mă țin de timp, așa cum am promis. Spuneam la începutul prezentării că la început o să vorbesc despre filosofia aplicată și apoi o să vorbesc despre trei dintre domeniile acesteia, așa foarte pe scurt, încercând mai mult să deschid niște direcții decât să ofer niște verdicte definitive și încercând să provoc întrebările voastre, care sper să vină de la un punct încolo și pe chat și pe pagina de Facebook. Trei domenii ale filosofiei aplicate. Primul domeniu, așa să zicem cronologic, în ce privește vârsta posibililor practicanți, este cel al filosofiei cu copiii. Am realizat împreună cu colegele mele cu care ne ocupăm de acest proiect un site care conține mai multe informații despre proiectele noastre filozofice cu copiii, pe care o să vă invit de asemenea să-l căutați, communityphilosophy.org se cheamă el, unde o să puteți afla mai multe decât o să pot să spun eu în această prezentare. Ce este filosofia cu copiii? E o abordare foarte ambițioasă, pe care am putut-o vedea manifestă în filosofia din ultimii ani, din ultimele 3-4 decenii. A venit inspirația de pe continentul american cu un filozof numit Matthew Lipman, care a constatat că mai întâi copiii lui și, în general, copiii cu care interacționa, chiar dacă aveau vârste mult sub media, ceea ce se consideră că ar fi cea potrivită pentru filosofie,
Aveau anumite înclinații filozofice, își puneau dileme filozofice și puteau să discute la infinit pe tema lor. Astfel încât el a început acest proiect, a vrut să vadă dacă într-adevăr copiii pot face filozofie și mai mult decât atât, dacă ei au vreun beneficiu de pe urma filozofiei. Pentru că, așa cum vă puteți imagina, textele clasice de filozofie nu erau foarte potrivite pentru copii, să zicem, de vârsta 8-12 ani. El a început inițial cu copii în jur de 10-11 ani, s-a apucat să scrie niște texte potrivite vârstei acestora. Și respectiv, prima carte pe care a scris-o era jurnalul lui Harry Stotelmeier, care e un soi de manual de logică aplicată, unde Harry, împreună cu prietenii săi, își pun tot felul de probleme, de discuții, pe care le rezolvă, în general, pornind de la tot felul de principii logice. Nimeni nu spune cuvântul silogism, argument sau alte astfel de cuvinte mari din logică, însă ele sunt aplicate, ele sunt parte a textului lui Lippmann. Și apoi el a început să predea, de fapt nu se-l predea într-un sens clasic, că filosofia cu copiii nu se predă în modul acesta, așa, ex catedra, ci e mai mult un dialog între cel care facilitează o întâlnire și participanții copiii la acea întâlnire. A început o serie de întâlniri cu copiii, unde discutau, pornind de la aventurile lui Harry Stotelmeier, și după ce a trecut prin toate peripețiile personajelor, a măsurat cât de mult a avansat gândirea logică a copiilor care au făcut parte din acel proiect. Și după mai multe întâlniri, după o serie de 10-12 întâlniri, el a constatat că gândirea logică a acestora a avansat față de grupul de referință, față de ceilalți copii din același grup de vârstă care nu trecuseră prin respectiva intervenție, cu aproape un an, mai multe luni. Și și-a dat seama că demersul său nu doar că este potrivit, dar poate să aducă și beneficii copiilor. Între timp, această latură exploratorie și această latură care încearcă să cuantifice într-un fel beneficiile filosofiei cu copiii s-a diversificat. Pe lângă gândirea logică, sunt și alte elemente pe care le dezvoltă practicarea filosofiei cu copiii, capacitatea de a te pune în pielea celuilalt, empatia, de a-l înțelege pe celălalt, capacitatea de a dialoga cu ceilalți, gândirea critică, și multe, multe altele. Pornind de la acest exemplu al lui Matthew Lippmann și de la dezvoltările ulterioare, pentru că în 30-40 de ani filozofia cu copiii s-a extins foarte mult și cunoaște o grămadă de abordări, multe dintre ele le discut cu studenții mei la cursul de filosofie pentru copii, e un curs opțional în anul 2, am început și noi un club de filozofie cu copii în 2016, găzduiți fiind de Biblioteca Județeană din Cluj. Și treptat, odată ce mai multe colege s-au înscris de asemenea în proiect și mai mulți studenți au absolvit cursul de filosofie pentru copii, ne-am extins treptat, astfel că înainte de pandemie aveam câte un club de filozofie cu întâlniri lunare în fiecare din filialele Bibliotecii Județene din Cluj, care sunt la număr de 5. Deci făceam practic câte 5 întâlniri pe lună și pe lângă asta o grămadă de alte întâlniri în diverse contexte. Odată cu pandemia, sigur că am fost cu toții provocați, însă doctoranda mea, Liana Precup, a decis chiar din prima săptămână de pandemie că putem să încercăm și noi să folosim avantajele spațiului online, astfel încât ne-am mutat pe Zoom. Și am continuat atelierele noastre lunare, de data aceasta pe Zoom. O să vă spun câteva dintre proiectele prezente, curente ale clubului,
ca să vă faceți o idee cu cât de diverse sunt preocupările noastre și cât de multe lucruri se pot face până la urmă cu copiii. Cum spuneam, facem ateliere lunare, atât în română, cât și datorită colegei mele, Erzsébet Kerekes, în limba maghiară, pentru copii cu vârste între 8 și 12 ani. Spațiul nostru inițial era cel de la Biblioteca Județeană, acum suntem online și datorită faptului că ne-am mutat online, am avut acces și la mult mai mulți copii și de asemenea mult mai mulți copii au beneficiat de aceste ateliere din toată țara și chiar de peste hotare. Printre ultimele teme pe care le-am discutat cu copiii este tema solidarității sau tema perfecțiunii pe care au făcut-o colegele mele Iulia și Liana. Tot Liana are un proiect foarte interesant legat de tema cercetării sale de la doctorat, proiectul Filotech, unde face ateliere atât pentru copii, dar și pentru părinți, pe tema relației dintre filosofie și tehnologie și pe tema modului în care copiii sunt implicați în folosirea și în explorarea uneori excesivă, cum spunem noi din partea cealaltă, a tehnologiei. Liana este foarte curioasă și a încercat să pornească cu cât mai puține prejudecăți în această cercetare. Are deja, cred că luna aceasta are deja al treilea rând de ateliere și cred că chiar în paralel, chiar în acest moment, are o întâlnire cu părinții pe această temă. Avem apoi un proiect care cumva face legătura între ce povestesc acum și partea următoare, cea legată de filozofie și cultură pop, și anume proiectul Filopop, unde facem întâlniri în română și engleză, ateliere, încercăm să fie lunare, nu reușim în fiecare lună, unde încercăm să pornim de la teme din cultura pop. Am avut ateliere pe bandă rulantă despre filosofia în Harry Potter, la cererea publicului, să zicem, copiii sunt fascinați de Harry Potter și, desigur, universul magic creat de J.K. Rowling e foarte provocator și foarte ofertant din punctul ăsta de vedere, oferă o grămadă de dileme filozofice pe care le putem explora cu copiii și cu copiii un pic mai mari. Apoi am avut, cred că ultimul atelier a fost despre Star Wars, de unde era și imaginea precedentă. Dar și filozofia în relație cu diverse formații muzicale, cum sunt 21 Pilots sau My Chemical Romance, sau seriale de succes, cum a fost The Umbrella Academy. Aici, cum spuneam, încercăm să pornim de la ceea ce știm că îi pasionează deja pe copii și pe adolescenți, filmele, serialele, muzica, diverse cărți, cum este Harry Potter, cum este seria Harry Potter, și să le atragem atenția că, dincolo de ceea ce au aceste cărți, filme, seriale de oferit, există întotdeauna anumite provocări filozofice acolo și că o lectură care e atentă la aceste dileme filozofice oferă mai mult, oferă un plus pentru cei care sunt pregătiți să își asume această cheie de interpretare. Vine ultimul proiect din seria clubului, este cel Lumi Posibile, pe care l-am făcut în perioada septembrie-noiembrie anul trecut. Un proiect cu susținere locală, a fost partea programului Common Cluj, unde am explorat cu copiii și adolescenții în ateliere în română, în engleză și în maghiară, ideea lui Leibniz că trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Și dacă este un lucru care îi impresionează foarte tare pe cei care încep să facă filosofia cu copiii, în special pe studenți, e aceea că intuițiile filozofice ale copiilor nu diferă foarte tare de intuițiile noastre filozofice. Că poți să discuți cu un copil, nu neapărat în terminologia noastră filozofică, dar pornind de la concepte care sunt lui accesibile, despre o idee cum este cea a lui Leibniz și că un copil poate să aibă o părere foarte avizată dacă trăim sau nu în cea mai bună dintre lumile posibile și poate să ofere argumente care nu diferă foarte tare de argumentele noastre. Poate că diferă ca nivel de sofisticare, dar ca intuiții conceptuale acolo bat, în aceeași zonă. Bun.
partea următoare. Spuneam cu proiectul de Filopop că mă fac cumva joncțiunea între filozofia pentru copii și filozofia pentru adolescenți. Filosofia și cultura pop. Ceea ce vedeți pe ecran sunt câteva extrase din textele câtorva dintre autorii noștri din ultimul număr din revista Aplicată, cel dedicat filosofiei și filmului. Puteți să vedeți că avem un text despre filosofie și Game of Thrones, semnat de Anda Zahiu, un altul despre The Social Dilemma, semnat de Raluca Păcurar, un altul despre cum se cheamă, South Park, semnat de Radu Uscai, un altul despre o idee foarte interesantă legată de un anumit clișeu, un anumit topos din lumea aceasta culturii pop, semnat de Cathy Foriș, fosta absolventa noastră, actualmente masterand de la Iași. Sunt autori tineri, sunt teme foarte, foarte interesante și incitante și abordate într-un mod extrem de proaspăt și de original. Inspirația noastră pentru aceste numere tematice de la revista de filosofie aplicată vine de la mai multe serii de volume care apar în America și care sunt cunoscute ca și volume din seria End Philosophy. Respectiv, sunt volume care pornesc de la un fenomen din cultura pop, poate să fie South Park, sau poate să fie Game of Thrones, sau poate să fie The Simpsons, sau poate să fie orice altceva, care încearcă să abordeze acel fenomen prin lentila filozofică. În volumele respective, ei adună, în general, autori de pe toate continentele și din toate orientările filozofice, autori care sunt fani suplimentari ai temei respective. Și urmând cumva schema clasică din filozofie, adică împărțirea în domeniile tradiționale, nu? Epistemologie, ontologie, etică, estetică, filozofie politică, deci urmând cumva aceste diviziuni, reușesc să analizeze serialele, filmele, muzica respectivă printr-o grilă filozofică, pornind de la anumite concepte filozofice. Anda, de exemplu, în articolul ei despre Game of Thrones, pornește de la concepția lui Adam Smith și încearcă să vadă ce anume din concepția lui Adam Smith informează complexitatea relațiilor economice și social-politice din Game of Thrones. Radu, în articolul său despre South Park, Metallica și filosofie, pornește de la celebrul scandal Metallica-Napster, de la procesul legat, intentat de cunoscuta formație companiei care oferea în mod gratuit diverse, inclusiv propriile lor cântece, pentru a vedea cum anume urmărește această, cum anume sunt cuprinse în aceste exemple din cultura pop toate presupozițiile noastre despre ce înseamnă copyright, ce înseamnă dreptul de autor. Cum anume se modifică aceste concepții despre dreptul de autor atunci când putem avea acces gratuit și nelimitat pe internet la diverse tipuri de fișiere. Articolul Raducai Păcurar despre The Social Dilemma încearcă să exploreze toate dilemele pe care filmul, pe care dacă nu l-ați văzut, ca și pe celelalte lucruri despre care am vorbit până acum, vi-l recomand cu drag, filmul de pe Netflix, drama de pe Netflix, toate acele elemente legate de dezvoltarea tehnologiei și legate de dezvoltarea rețelelor de socializare care sunt problematice pentru cineva care face facultatea de filozofie, cum face Raluca. Ea este studentă în anul 3. Am pus câteva exemple pentru a vedea, cum spuneam, faptul că filosofia aplicată
este accesibilă și că filosofia poate să spună ceva semnificativ despre cultura pop, despre această parte a vieților noastre pe care, haideți să o recunoaștem, e foarte importantă pentru noi toți. E partea de divertisment, partea de timp liber pe care ne-o petrecem cel mai adesea. Și dacă se poate să combini divertismentul cu filozofia, eu cred că este o situație de tip win-win. Pentru că, pe de o parte, îți permite, cum probabil le-a permis autorilor noștri, să le spună cunoscuților: ok, ce faci tu acum? Fac o cercetare. Ce fel de cercetare faci? Ok, fac o cercetare pe Game of Thrones. Serios? Și cine anume poate să susțină o astfel de cercetare? Păi scriu un articol pentru o revistă. Deci dacă poți cumva să faci lucrul acesta, într-un fel cred că e foarte, foarte plăcut pentru tine ca individ să poți să faci acest lucru și la sfârșit să ai mulțumirea de a fi oferit o perspectivă în plus pentru ceilalți fani, care poate nu auziseră de Adam Smith înainte de textul tău, și în același timp mulțumirea că ai putut să faci ceva care îți face plăcere și să faci ceea ce oricum îți face plăcere, respectiv filosofia. Bun. Cred că nici o prezentare a filosofiei aplicate nu este completă fără a menționa etica aplicată. Mă apropiu de final. O să încerc să finalizez în câteva minute. Am putea spune că etica aplicată este nucleul dur al filosofiei aplicate. Cumva, filosofia aplicată a pornit așa în jurul dezvoltării și exploziei pe care a cunoscut-o domeniul eticii aplicate. În anii 60, în Statele Unite și apoi pe tot mapamondul. Ce anume caracterizează etica aplicată și ce o face specială într-un fel? Odată faptul că ea este din start interdisciplinară. Nu poți să faci filozofia aplicată dacă nu ai și o anumită cunoaștere, oricât de parțială, a domeniului pe care tu îl vizezi atunci când vorbești despre etica aplicată. Dacă te ocupi de etica medicală, cum sunt foarte mulți dintre studenții noștri, atunci trebuie să ai o minimă cunoaștere a chestiunilor din domeniul medicinii. Nu rivalizează neapărat cu pregătirea unui medic, dar e important să ai această cunoaștere a unor elemente din domeniul medicinii. Un alt element foarte important legat de etica aplicată este cel al internaționalizării. Aproape toate proiectele din ultimii ani semnificative din etica aplicată sunt proiecte în care sunt implicate echipe din mai multe țări. Îți permite, cu alte cuvinte, să colaborezi cu specialiști din mai multe țări pe un domeniu care e în continuă expansiune. Un domeniu care a pornit de la temele clasice, nu? Etica avortului, etica transplantului, etica eutanasiei, pe care cred că le studiați și în liceu, și acum avem domenii de tipul neuroeticii, nanoeticii, eticii pandemiei, probabil e cel mai nou domeniu din etica aplicată. Ce am făcut în ultimii ani în domeniul acesta al eticii aplicate? Sigur, vă spuneam că am foarte multe cursuri în acest domeniu. Am cursul de etică aplicată de la licență, am cursurile de la nivel de master și, sigur, ele sunt dublate și de publicații. Proiectele sunt, cum spuneam, un element ce combină interdisciplinaritatea și internaționalizarea. Și pentru că am vorbit despre coronavirus și despre pandemie, etica asociată acestei probleme care ne privește pe toți în ultimul an e, cred, dacă mai aveți nevoie de vreo confirmare, un exemplu al modului în care etica reușește astăzi să se adapteze cumva din mers unor probleme și să dea un răspuns foarte adecvat și coerent întrebărilor și problemelor noastre. Dacă poate în anii anteriori etica era cumva mereu cu un pas înainte, nu, când vorbim despre tehnologie, rămân mereu domenii neacoperite, în ce privește pandemia, mobilizarea
expertilor în etică a fost una exemplară și am văzut cu toții cât de mult s-a discutat în ultima vreme despre aceste dileme de etică pretutindeni, despre dilemele asociate, nu-i așa, resurselor insuficiente. Am văzut, a fost o problemă care ne-a vizat pe toți și toți ne-am pus problema inclusiv dintr-o perspectivă etică și am vizualizat cumva dilemele personalului medical dintr-o perspectivă etică. Ce faci dacă ești medic, ai doi pacienți și un singur ventilator? E o întrebare teoretică cu care noi ne discutăm și discutăm așa și facem uneori glume la seminar, dar acum a fost o problemă cu care s-au confruntat zeci de mii de medici de pe tot globul. În fine, pentru că vorbeam despre interdisciplinaritate și internaționalizare, vreau să menționez aici și câteva dintre colaborările din domeniul eticii aplicate recente, și anume colaborarea cu Blanca Rodriguez López, o profesoară de la Universitatea Complutense din Madrid, pe filosofie și pe etică experimentală. E un soi de proiect pe care încercăm să îl continuăm în ciuda pandemiei. Blanca va veni luna viitoare și va ține o conferință la conferința doctoranților de la filosofie. A fost și în anii trecuți la Cluj și acum o să fie prezentă cu noi în spațiul virtual, continuând această colaborare. Și vreau să insist asupra faptului că dacă o să încercați și dacă o să vreți să faceți etica aplicată, o să aveți nevoie de astfel de colaborări, că va trebui să lucrați și să fiți provocați de persoane din alte centre universitare pentru a avea proiecte relevante pentru toată lumea. Și o colaborare, să zicem, locală, cea cu Centrul de Cercetare în Etică Aplicată de la Universitatea din București, cu care facem din octombrie încoace o serie de conferințe săptămânale, joia de la 6, sub denumirea Filetix. Cea mai recentă dezbatere Filetix este cea de mâine, la care vă așteptăm și care încheie, practic, săptămâna porților deschise la filozofie și care, într-un fel, încheie și prezentarea mea. Sunt conștientă că am accelerat un pic cam tare în ultimele minute, dar am văzut că e destul de avansată ora și vroiam neapărat să apuc să văd și să ascult întrebările voastre. Cum spunea Codruța, mă găsiți pe social media, prefer varianta ResearchGate, unde îmi pun toate publicațiile care sunt accesibile online, sigur, la dispoziția tuturor celor care sunt interesați. Mă găsiți de asemenea și pe mailul instituțional și pe blogul, pe care scriu foarte rar, dar pe care din când în când mai scriu chestii legate de filozofia aplicată. Și acum asigur întrebări și aș vrea să porniți de la această maximă absolut anonimă, că nu există întrebări stupide, pot să existe cel mult răspunsuri stupide, sper să nu fie cazul, pentru că atât eu și Codruța o să ne dăm toată silința să răspundem la întrebările voastre și dacă nu știm, o să încercăm să răspundem ulterior. Așa că aștept întrebările voastre, vă mulțumesc tare mult pentru atenție și sper că ați găsit măcar un prilej de a pune întrebări și dacă n-ați aflat neapărat foarte multe lucruri noi. Mulțumim și noi, Mihaela, pentru această prezentare. A fost o reală plăcere să te ascultăm. Am aflat o grămadă de lucruri noi și știu, până lumea se organizează și organizează întrebările, aș vrea să spun că mă gândeam la distinția pe care ai făcut-o chiar la începutul prezentării între filozofia aplicată și filozofia teoretică și la faptul că între cele două nu există o linie clară de demarcație. Și mi-am adus aminte de Hans-Georg Gadamer. Gadamer, care este unul dintre, știm, mari filozofi hermeneuți formați în trena filozofiei heideggeriene. Gadamer s-a angajat el însuși în reflexia asupra unor probleme contemporane ale noastre, cum sunt. Câteva dintre ele le-ai amintit deja și tu, natura și rolul științei moderne și a tehnologiei, chestiuni privind educația și în special rolul științelor umaniste, problema înțelegerii între diferite culturi, în fine, și subiecte ce țin de domeniul dreptului, eticii, legăturile dintre filozofie și politică și multele altele.
Și mi-aminteam ce spunea în Adevăr și Metodă, că ceva de genul că aplicarea nu este nicio parte ulterioară și nu este nici doar o parte ocazională a fenomenului înțelegerii, ci o codetermină, ca un întreg de la început. Aceasta înseamnă, mă gândesc, și corectează-mă dacă greșesc, că am putea, practic, să, cum să spun, să abordăm chestiuni dintr-un domeniu, nu pornind doar de la niște, cum să le spun, niște teorii preexistente domeniului în cauză, ci să pornim mai degrabă prin încercarea de a gândi din interiorul domeniului respectiv și, știu, într-un mod care să fie sensibil și atent față de acesta. Și cred că aici poate filozofia interveni cu adevărat, nu-i așa? Da, cu siguranță. Mă gândeam, eu nu sunt deloc specialistă în Gadamer, trebuie să zic lucrul acesta de la bun început. Mă gândeam însă că eu îl menționam în special pentru modul în care el insistă foarte mult asupra laturii practice a filozofiei și asupra celor distinției pe care el o face acolo, nu? Între pragmatic, etic și moral și asupra modului în care niciuna dintre concepțiile filozofiei de până la el cel puțin nu a putut să dea seama cumva de toate cele trei părți, toate cele trei laturi ale acestei idei de filozofie, ale rațiunii practice până la urmă, cele trei componente fiind trei componente esențiale ale acesteia. Și într-un fel am putea să spunem că filosofia practică încearcă să facă cumva să combine aceste trei aspecte ale rațiunii practice de care vorbea Gadamer, adică componenta aceasta pragmatică, etică și morală. Revenind la ceea ce spuneai tu și la relația aceasta între teorie și practică, mă gândeam că un răspuns bun îl oferă autori din domeniul bioeticii, cum este Beauchamp și Childress, care practic pornesc de la mai multe teorii filozofice și le explorează aturile, avantajele acestora, dar și limitele lor. Și atunci, după ce ei trec în revistă, nu, utilitarismul, kantianismul, teoria virtuții și celelalte teorii pe care ei le au în vedere în lucrarea lor despre biomedicină, ei ajung să forjeze o concepție proprie, una pe care o numesc coerentistă și care cumva încearcă să împace acest raport între teorie și practică, făcând mereu un balans între teorie și practică, odată prin faptul că ai nevoie mereu de o specificare a unei teorii ca să poți să dai sens unui element din viața noastră și ai nevoie ulterior de o cântărire a diferitelor concepții, a diferitelor teorii care se bat uneori cap în cap pentru ca să poți să ajungi la un rezultat. Și legat de ceea ce colegii noștri, participanții noștri au văzut zilele trecute, mă și gândeam că, într-un fel, și prelegerea lui Ciprian Mihali, și chiar și prelegerea lui Alex Baumgarten au fost, într-un fel, într-un mic fel, și au avut elemente de filosofie aplicată, pentru că amândoi au mobilizat o concepție foarte originală și personală, filozofică, asupra unor teme care ne privesc într-un fel pe toți, pentru că cu toții suntem părtași în lumea digitală și cu toții, din când în când, ne angajăm în ceva de tip petreceri, chefuri, distracții și așa mai departe. Așa că, într-un fel, și ceea ce au făcut ei a ținut de filosofia aplicată. Mă bucur că Ciprian este de acord. Da, așa este. Practic, sunt foarte frumoase aceste deschideri pe care le-am văzut și zilele trecute. Practic, așa este. Orice act, asta cred și eu, că orice act al nostru de înțelegere are și o orientare practică în sensul de a fi determinată de propria noastră situație. Adică suntem într-un loc, într-un timp anume. Dar sunt curioasă ce
ce spun și ce spune lumea. Vă ascultăm cu întrebări, să verific cumva dacă pe chat. Cred că Aura vrea să intervină. Vă rog. Da, aș dori eu să vă adresez câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Voi face și o mică introducere la aceste întrebări pentru a putea căpăta un sens. Și aș vrea să vă spun că pe parcursul vieții, fiecare dintre noi este pus în fața unor situații poate lipsite de echilibru, a unor situații a căutărilor de sens. În acele momente, percepțiile omului, viziunea acestuia despre propria viață urmează să devină, nu știu cum aș putea să o metaforizez, ca o simplă bucată de lut ce așteaptă să fie modelată de marele artist pe care noi alegem să-l numim experiență. Astfel, prin această operațiune, ajungem să dobândim, în urma trecerii prin filtrul propriei rațiuni, experiență, care ulterior se erigează cumva în puntea pe care omul o trece către evoluție, pentru a ajunge la evoluție. Astfel, întrebarea mea ar fi dacă filozofia poate fi un sprijin pentru oameni în momentele căutărilor sau, nu știu, poate un cufăr al răspunsurilor care stau așteptând să fie descoperite. Putem găsi răspunsul în filozofie? Da, e o întrebare foarte bună și vă mulțumesc tare mult pentru ea și vă mulțumesc și pentru context. Cred că, într-adevăr, de-a lungul vieții suntem adesea puși în situații limită. Acum, vreau să vă întreb, când spuneți de aceste întrebări în care aceste situații lipsite de echilibru, aveți un exemplu? Ca să nu o iau razna cu răspunsul meu. Pur și simplu, acele momente în care noi ne simțim pierduți, în care noi ne simțim lipsiți de sens. Înțeles. Și acele momente sunt subiective pentru fiecare persoană, pentru că fiecare își simte lipsa de sens diferit și în contexte diferite. Da, cu siguranță. Ceea ce pentru cineva este poate absolut lipsit de importanță, pentru altcineva un detaliu din acela poate să însemne diferența dintre liniște și zbucium. Așa e. În momentele acelea, cred că cel puțin o parte a filosofiei aplicate ar putea să fie de folos. Mă gândesc la consilierea filozofică. Consilierea filozofică este un tip de consiliere care este făcută de filozofi, deci de persoane care au o formare filozofică în general, cel puțin în România cam așa se întâmplă lucrurile. La noi este foarte la început, astfel încât la noi trebuie să ai cel puțin o formare filozofică solidă pentru a putea să aspiri să faci așa ceva. Și este pentru persoane care se confruntă exact cu ceea ce spuneați dumneavoastră, cu crize existențiale. Sunt persoane care nu au neapărat o problemă care ar putea fi diagnosticată medical sau psihologic. Bine, sigur că trăim într-o perioadă în care medicalizarea vieții tinde să capete accente foarte dramatice și probabil oricine poate, oricine dintre noi ar putea să fie, să primească un diagnostic la un moment dat pe parcursul existenței sale. Dar, în general, ceea ce diferențiază o criză existențială de una care are, să zicem, și un fundament medical, este aceea că persoana respectivă trăiește exact această experiență a lipsei de sens, de care vorbeați dumneavoastră foarte frumos. Și există consilieri care sunt angajați în filosofia existențială, care pleacă practic de la filosofia existențială, care recuperează practic, nu, scrierile lui Sartre, ale lui Heidegger, ale lui Husserl, depinde din ce tradiție fac parte fiecare dintre ei, și care încearcă
să-i însoțească pe cei aflați în această criză, să-i ajute să o depășească. Ce vreau să spun însă, și asta e și reținerea mea, e că nu știu în ce măsură pot să spui da, e, poate să-ți ofere un sprijin. Cred că depinde foarte mult de cel care vine la această întâlnire. Nu cred că noi putem, ca filozof, să spunem, noi putem să ajutăm pe oricine, noi putem să facem, noi facem minuni, noi nu suntem vraci, nu suntem vindecători, nu avem această calitate. Dar cred că poate să fie un ajutor. În România există o asociație a consilierilor filozofici. La Cluj există cineva care se numește Sandu Frunză și care face consiliere filozofică online, gratuită, astfel încât dacă o să-l căutați, puteți să-l găsiți acolo sau să-l recomandați în cazul în care cineva trece printr-o astfel de criză existențială. Și da, cred că filozofia poate să încerce să îl facă pe cel care se adresează cuiva de această factură să găsească în sine resursele proprii care să-l ajute să depășească acea criză. Nu-i oferă neapărat un medicament, un leac magic, dar te ajută prin dialog, prin întrebări bine puse, prin oferirea a unor povești, a unor elemente din diverse cărți, a unor citate filozofice, ajută să pui problema aceea într-un context și să încerci să găsești singur, să descoperi până la urmă singur o rezolvare. Oare v-am răspuns? Desigur, și vă mulțumesc mult pentru răspuns și aș mai avea să vă adresez o întrebare. Este filozofia una dintre cheile care pot deschide acea ușă către adevărata dezvoltare personală sau este un factor care determină evoluția în rândul oamenilor? Vedeți aici, cred că și domnul Ciprian Mihali a scris mult cumva pe tema asta, că există această literatură de self-help. Și toată această literatură, dintre care o parte este de bună calitate în domeniul dezvoltării personale, însă există și foarte multă maculatură, adică există și foarte multe cărți de tipul 5 pași ca să inserați voi continuarea, 5 pași ca să faci orice. Nu știu, mie mi se pare că aceste rețete facile, cu care foarte adesea este echivalată dezvoltarea personală, sunt promisiuni de tipul cum să te îmbogățești, cum să câștigi $1,000,000, știți cartea Cum să câștigi $1,000,000. Autorul care a vândut-o s-a îmbogățit, poate a câștigat acel $1,000,000. Nu știm dacă și cei care au cumpărat-o au reușit să câștige acel milion. Deci sunt cumva rețete care funcționează pentru cei care le propun, nu întotdeauna și pentru ceilalți. Filosofia este mult mai dificilă din punctul ăsta de vedere, dar cred că ea oferă o variantă, să spunem, autentică de dezvoltare personală. Încă de la Socrate, nu? Idealul filozofului este să se cunoască pe sine, să se cunoască într-o manieră care să fie lipsită de rest, într-o manieră care să fie veridică, într-o manieră care să arate partea noastră bună și nu neapărat partea noastră vanitoasă sau partea noastră narcisiacă sau alte părți ale noastre pe care suntem încurajați să le dezvoltăm astăzi. Ori, ca să te cunoști pe tine însuți, așa cum o arată exemplul lui Socrate, implică și riscuri. Implică riscul ca ceilalți să nu fie foarte mulțumiți cu această cunoaștere a ta, în special atunci când o împărtășești și celorlalți. Însă, cred că este... Eu le spun copiilor la filozofie cu copiii, da, este dificilă filozofia cu copii, dar este și distractivă. Distractivă în sensul în care vorbea Alex ieri despre distracție, în sensul acela în care atunci când faci filozofie, ajungi într-adevăr să dublezi cu reflexie toate aspectele vieții tale. E într-un fel un soi de virus, că nu te poți dezbăra, nu poți să te scoți de pe modul acesta de a funcționa în restul timpului, dar e un mod care te întoarce mereu asupra ta și te face mereu să chestionezi ceea ce crezi că știi despre tine,
și te face mereu să încerci, să devii, ca să-l invoc acum pe Leibniz, nu? Cea mai bună variantă a ta, dar nu una publicitară, nu una de suprafață, una care într-adevăr să conteze. Mulțumesc tare mult pentru întrebări. Sper că au fost bune și răspunsurile, adică sper că v-au ajutat într-un fel. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și, într-adevăr, filozofia te împinge către contemplare, către introspecție și către evoluție, automat. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Mulțumim și noi! Alte întrebări? Dacă sunt? Aș avea eu o întrebare scurtă, era dacă se poate. Sigur, așa, hai să zic repede că mai sunt, parcă mai erau niște întrebări în chat-ul de pe Facebook. În experiența ta cu copiii, de-a lungul acestor ani, ai observat deci dincolo de discuțiile pe care le-ai avut de exercițiu pe care le-ai avut în comunicarea cu ei. Ai observat și, sigur, dincolo de reacțiile pe care le au ei personal față de ce se întâmplă acolo, ai observat o dezvoltare separată, adică o evoluție separată, diferită de ce ar fi evoluția normală a unui elev, să zicem 8-12, în relație cu școala și, ar mai fi o chestie interesantă, dacă ai observat o evoluție în ceea ce privește educația sa morală. În afară de cea de skill-uri intelectuale, să zicem că și-a dezvoltat o abilitate mai mare de comunicare, pentru că asta ar fi, cred că, prima chestie. Există ai observat în acest timp, în acest răstimp, dacă ai avut contact cu ei, și o evoluție morală pentru acești amatori, să zic, de filozofie? Iubitori, în sensul ăsta. Da, e o întrebare foarte bună și este unul dintre punctele care sunt așa cumva recurente, apar mereu în discuția despre filosofia pentru copii. Fiindcă, sigur că atunci când vine vorba despre copii, avem anumite așteptări și anumite standarde legate de orice fel de demers educațional și ar trebui să cerem aceste și să ținem cu dinții de aceste standarde și de aceste așteptări la toate nivelurile educaționale ale copiilor. Noi încercăm să, cum spuneam, noi îi cunoaștem pe copiii aceia într-o perioadă destul de limitată, adică nu interacționăm cu ei foarte des. Ne vedem în general o dată de două ori pe lună, un interval de timp scurt, acum ne vedem doar online, pe mulți dintre ei îi cunoaștem doar de pe Zoom, astfel încât nu aș vrea să risc să generalizez. Ținem însă legătura și cu părinții acestora, așa, prin mesaje, mai mult sau mai puțin întâmplătoare. Încercăm să ținem legătura cât mai sistematic și cu părinții din când în când, fără să îi abuzăm sau să îi exploatăm în vreun fel. Și din câte am înțeles, filozofia îi ajută pe copii, în special pe acei copii care la școală poate au o anumită timiditate și sunt poate mai reticenți să vorbească. Noi vedem asta în întâlnirile noastre. În general, la o primă întâlnire, copiii sunt ușor reticenți, dar de la a doua întâlnire, după ce încep să capete un pic mai mult curaj și încep să vadă că noi nu le cerem să ne dea niște răspunsuri prestabilite, ci le cerem să ne dea niște răspunsuri pe care să le poată într-un fel argumenta, fără neapărat să folosim termenii ăștia, pentru care să ne ofere un motiv, care să ne convingă într-un fel, și noi nu încercăm neapărat să le impunem un răspuns, în niciun fel, încercăm să vedem, chiar dacă la un moment dat pot să existe unele greșeli și le corectează singuri, asta se întâmplă așa, în mod natural, în discuție.
Și vedem că deja de la a doua, a treia întâlnire, copiii încep să devină mult mai coerenți, mai fluenți, să ofere argumente din ce în ce mai sofisticate, chiar dacă le lipsește terminologia, și asta e partea frumoasă, că îi vezi că se gândesc și că le lipsește acel element al limbajului, acele concepte cu care noi așa ne jucăm ca niște magicieni, și le caută și vezi realmente cum apare o idee nouă, vine o chestie care până în momentul ăla nu exista și fascinant din punctul ăsta de vedere. Cred că e motivul pentru care studenții care se apucă să facă ateliere de filozofie cu copiii nu se pot lăsa după aceea de ele. Dau dependență în sensul bun al cuvântului. Și cum spuneam, părinții cu care reușim să povestim ne spun că copiii devin mai siguri cumva pe ei și la școală dacă nu erau. Acum, nu aș vrea să generalizez, pentru că mulți dintre copiii care vin la noi la ateliere au deja o anumită aplecare, de exemplu, pentru lectură. Să vezi ce recomandări de cărți își fac în paralel acum pe Zoom, cum au biblioteca la doi pași, încep să scoată titlurile și să zică, asta e cea mai tare carte, să o citești și tu. Lucru care în bibliotecă nu se întâmpla întotdeauna pentru că nu știau toate titlurile de cărți din bibliotecă. Legat de dezvoltarea morală, aș vrea să accentuez că noi nu facem moralizare cu copiii. Noi încercăm într-adevăr să-i facem să gândească în mod critic despre acele idei pe care le vehiculăm. Dar, chiar așa fiind, cumva ajung singuri o să dau un exemplu, că așa vorbesc, mi se pare povești. E o poveste pe care a scris-o Peter Worley și care pornește de la povestea din Republica lui Platon cu inelul fermecat, inelul lui Giges. E un păstor care a găsit un inel, în momentul în care îl sucește pe deget, devine invizibil. Și noi punem două întrebări. Ce ați face voi dacă ați găsi un astfel de inel? După care vin o serie de temirce. Aș merge cu avionul fără să plătesc bilet. Aș merge să iau hrană pentru câini și să le dau la toți căței de pe stradă. Tot felul de chestii astea, jumbuș lucruri. După care întrebăm, ok, dar ce ar trebui să faceți dacă ați avea inelul respectiv? Și dintr-o dată răspunsurile se schimbă. Păi nu, nu e chiar ok să mergi invizibil cu avionul, că dacă cumva depășești greutatea limită, dacă cumva ești în plus și o să cadă avionul din cauza ta, dintr-o dată copiii încep să gândească în modul ăsta. Așa că eu cred că în felul acesta, cel puțin noi așa am văzut și sunt autori care accentuează faptul că dezvoltarea morală a copiilor are de câștigat de pe urma acestor ateliere. Am avut niște intervenții la diverse conferințe unde am povestit un picuț despre faptul că filozofia cu copiii contribuie la dezvoltarea autonomiei morale. Adică, sigur, copiii nu sunt creaturi autonome din punct de vedere moral. Asta spunea și Kant, asta spunem și noi. Ok, dar autonomia aceea nu apare așa prin minune când copilul împlinește 18 ani. Ea se formează în timp. Și pentru a deveni autonomi, pentru a putea într-adevăr să îți asumi niște decizii pe care să le înțelegi și pe care să le transpui în viața ta, pentru asta trebuie să ai această opțiune, trebuie să iei decizii, trebuie să faci alegeri de când ești mic. Și noi trăim într-o lume în care noi, ca părinți, facem toate alegerile pentru copiii noștri, nu le mai oferim această posibilitate sau foarte rar. Le oferim posibilitatea să aleagă între tricou galben și tricou verde. Nu-i mai lăsăm așa de capul lor. Și perioada asta de pandemie s-a accentuat. Ori aici, la aceste ateliere, copiii au această posibilitate de a-și exercita această componentă, de a lua decizii. Ce faci dacă ai inelul? Dacă ești invizibil? Ce faci tu așa? Ce ai face? Și ce ar trebui să faci? Deci chiar cred că îi ajută pe copii. Iar am răspuns tare mult. Scuze, oare ei, Ștefan? Sau... Da, sunt aici. Da, mă gândeam că... deci, ok, deci e vorba de expansiunea acestui univers moral pe care ei o
dobândesc în urma discuțiilor, pentru că se pun posibilități, se expun posibilități morale. Și asta e interesant. Deci se dezvoltă ca o capacitate de raționalizare, practic, a chestiunilor morale. Dar, să zicem, într-o chestiune mai aplicată, adică într-o relație, de pildă, cu ceilalți, cu diferiți, cu alterități, există oare sau putem să măsurăm așa ceva în cazul lor? Există oare atitudini mai, să zicem, mai tolerante față de alții în urma acestor întâlniri cu ei? Sunt colegi în Anglia care lucrează exact, știu că fac parte dintr-un grup de practicieni de filozofie pentru copii care au întâlniri așa regulate joia și sunt foarte mulți practicieni din Marea Britanie, în special din zona Manchester, și sunt mai multe fundații care au acest obiect de activitate al filozofiei pentru copii. Și știu că anul trecut unul dintre ei, Richard Sutton, făcea un proiect în care își propunea să încurajeze o reflexie, să zicem, mai tolerantă, care să prevină cumva rasismul, cu ajutorul atelierelor de filozofie pentru copii. Și sunt astfel de încercări. De asemenea, în America sunt diverse proiecte care își propun să facă această legătură. Legat de diferiți. Au avut, cred că Persida. Persida, oare mă ajuți? Cum se chema povestea aceea pe care ați făcut-o cu dungile? Că era vorba despre cineva care e diferit. Cred că voi ați făcut. Un caz grav de dungită. Ok. Poți să spui despre ce e vorba în povestea aia? Că voi ați făcut-o, eu n-am apucat să o, doar am citit-o. Și dacă ai putea să ne spui cum au reacționat copiii, dacă e ok pentru tine. Da, dar faci parte din grupul acesta, așa că... În povestea respectivă e vorba de o fetiță care are dungită și copiii râd de ea și la școală râd de ea și se comportă foarte... Ce-i dungita? Că nu știu, cred că nu știu oamenii ce-i dungita. Nu e nicio boală, nu e nimic. E ceva foarte ciudat. Că nu e boală, nu e o bacterie, nu e nimic din cele cunoscute de noi. Nu e niciun virus, deci nu e nimic din... Și e de fapt, eu aș spune că de fapt și copiii au avut foarte mari idei de că e de fapt stima scăzută de sine a fetiței dungita. Că e de fapt părerea celorlalți care o afectează dungita aceasta. Că e de fapt... Deci sunt... E o paletă de culori din partea copiilor foarte largă și foarte, foarte variată. Și sunt foarte empatici copiii. Și că mi se pare că sunt un fel de buni psihologi. Da, Persida lucrează exact la doctorat pe tema aceasta vulnerabilității în relație cu filozofia pentru copii și eu cred că în cercetare e exact acest aspect al felului în care noi ne raportăm la cei altfel decât noi. O să fie foarte bine, foarte bine subliniată. Așa că cumva o să răspundem la întrebarea asta mai cumva cu date mai concrete din cercetare în momentul în care o să finalizeze cercetarea ei. Mersi tare mult pentru ajutor. Da, mersi și eu. Văd, apropo de discuția aceasta cu filozofia cu copiii, grupez aici două întrebări de pe chat-ul nostru, de pe Facebook. Cred că într-un fel s-a răspuns deja la ele. Iată întrebarea la Vinei Grijac. Care a fost cea mai simpatică reacție recentă a unui copil cu care ați lucrat, poate la ideile unui filozof neașteptat? Și tot legat de filozofia cu copii, întreabă doamna Zbinca Dana, ce fel de lucruri ar trebui să învățăm sau să îi învățăm pe copii dacă vrem să încurajăm alfabetizarea etică? Ce ar conta ca o bază decentă în filozofia morală pentru cetățeanul mediu al societăților contemporane pluraliste? Acestea ar fi două întrebări și mai avem după aceea o întrebare, dar care revine la discuția dintre filozofia teoretică și practică. O să o recitim
Ok, sigur. Mulțumesc tare mult și pentru aceste întrebări. Legat de întrebarea Laviniei, mulțumesc mult că ne urmărești și astăzi, Lavinia. Acum, chestia cu cea mai simpatică sau cea mai, nu știu cum, reacția unui copil, pe mine mă face să mă gândesc la ceea ce apare de obicei la BAC sub denumirea de perle sau la toate valorile naționale, perle. Ne așteptăm cumva să găsim ceva care să ne provoace, care să râdem, care să ne facă cumva să ne simțim bine. Și eu mă feresc în general de genul acesta de a căuta cumva acest gen de elemente cumva singulare. Lucrurile care... Deci eu încerc cumva ca să mă asigur că într-o întâlnire în care sunt copiii angajați într-o discuție filozofică, cât mai mulți dintre ei au o participare semnificativă pentru ei. Că îi văd că la început poate nu au ezitări, iar la finalul întâlnirii că reușesc deja să aibă o anumită stăpânire asupra temei respective, că reușesc să folosească acel concept fără să se bâlbâie sau fără să îl stâlcească sau fără să aibă foarte multe ezitări atunci când vorbesc despre el, că și-au format o părere despre care știu că s-ar putea să nu fie aceeași părere cu cea a colegilor și știu ce anume îi face pe ei să susțină acea părere și ce anume îi face pe colegilor să susțină o altă părere. Dacă noi avem așa ceva la finalul unei întâlniri obișnuite, eu sunt foarte mulțumită și nu caut neapărat lucruri extraordinare din acele întâlniri. Ce mi s-a părut interesant așa de-a lungul timpului, sau așa elemente din astea așa extraordinare sau cumva venind de nicăieri, care m-au impresionat pe mine și care mi-au arătat cumva că, așa cum spuneam, intuițiile copiilor sunt foarte asemănătoare cu intuițiile noastre. Am văzut copii care nu citiseră niciodată Platon, dar puteau să aproximeze, să-și imagineze o teorie a ideilor, așa, foarte rudimentar. Deci o lume de copii, de exemplare perfecte și lucrurile din lumea noastră sunt așa, în relație cu ele. Am văzut copii care vorbeau despre teoria proprietății și anticipau cumva ideile lui Locke. Sau cumva ajungeau, se întâlneau cumva cu ideile lui Locke. Deci am văzut copii care, ale căror răspunsuri, trimiteau către teorii pe care noi le învățăm la filozofie. Asta mi se pare absolut remarcabil. Și asta mi se pare că ne arată faptul că acei copii chiar au un potențial pe care dacă nu îl folosesc în întâlniri de acest mod, rămâne irosit și e păcat să se irosească, așa cum e păcat să irosești orice fel de resursă de inteligență. Legat de întrebarea Danei, căreia îi mulțumesc că este și astăzi alături de noi, cred că pentru dumneavoastră v-ar ajuta foarte mult dacă vă puneți cumva problema filosofiei morale pentru cetățeanul societăților contemporane, pluraliste, v-ar ajuta să vă raportați la filosofia pentru copii de inspirație franceză. Pentru că în filosofia de inspirație franceză, în special în lucrările lui Tozzi, el vorbește despre investigația filozofică cu miză filozofică și democratică. De la bun început ei pornesc de la ideea aceasta că o investigație de filosofie pentru copii, bine, ei și lucrează cu copii un pic mai mari, cam așa clasa 5-6, cum m-am dedus eu, poate să pună și fundamentele unei educații democratice. Și pentru ca să-i obișnuiască cu acest mod, ei, pe lângă scenariul acesta de care vă vorbeam, în care stăm și povestim cu copiii și explorăm diverse idei, ei le dau copiilor roluri în acea dezbatere. Adică un copil este președintele de ședință. El dă cuvântul celor care intervin. Un alt copil este cel care ia notițe și își notează toate intervențiile, este scribul oficial. Un alt copil este reformulatorul oficial. Adică dacă cineva zice un lucru și nu se înțelege ce a spus, reformulatorul reformulează ideea într-un alt mod. Și apoi este întrebat celălalt copil, da? Chiar așa ai spus.
N-a zis greșit cel care a reformulat. Și asta sunt elemente care, pe lângă discuțiile propriu-zise, ajută mai mult decât și prin formă, nu numai prin conținut, la simularea unui proces democratic. Mă gândesc că chestia cu, și gata, mă opresc, mă gândesc că chestia cu, intuiția aceasta, cu anticiparea, cu anticipația, ar putea fi legată și de extensia acestor idei filozofice în societate. În sensul în care ei percep regularitățile și, sigur, pe de-o parte au această capacitate de a le de a le dezvolta, dar și datorită faptului că le absorb deja din mentalul social. Te referi la ideea de proprietate, care practic e cumva reluată de acești copii prin absorpția la nivel societal, care se produce, știi? Pentru că, na, e vorba de, știi, de trickle-down efectul ăsta pe care ideile filozofice îl au la nivel social. Nu numai de intuiție, care sunt convins că e foarte dezvoltată, că asta e și chestia, e foarte dezvoltată la nivelul ăla, știi? Mă gândesc și la celălalt argument, că există, de fapt, o extensie a ideilor filozofice într-un mod, cum zici tu, intuitiv, la nivel social, știi? Cumva, cum zic americanii, subrepticiously, știi? Pe dedesubt. Nu pe deasupra. E acel fluviu subteran, știi, pe care noi îl absorbim și nu e niciodată explicit. Că la televizor nu discutăm chestii filozofice, dar poate discutăm niște regularități, știi, de genul ăsta. Nu discutăm chestii filozofice, dar apropo de cultura pop, ea e infuzată de tot felul de idei și de motive și de teme și de dileme filozofice, astfel încât eu cred că și de acolo le aud, dacă le aud într-adevăr, mai degrabă decât de la televizor, că nu știu câți copii se mai uitați la televizor. Da, spuneai, Codruța, că mai e o întrebare? Da, acum mă uitam, am găsit-o. Cred că e eventual penultima, ne putem apropia de final. O întrebare de la domnul Dorin Cozan. Aceste deschideri spre lucrurile practice de astăzi nu trimite filozofia într-o zonă mai puțin serioasă, creind senzația că filozofii se joacă prea mult? O foarte interesantă întrebare. O întrebare foarte provocatoare. Vă mulțumesc pentru ea. Da, e una dintre întrebările care acompaniază orice ieșire a filozofiei din sfera aceasta foarte strictă și foarte cu minte academică. Și ea vine adesea și dinspre filozofi și dinspre cei care nu sunt specialiști în filozofie. Cumva vrea ca filozofia să rămână ca pe vremea lui Kant și a lui Hegel. Să fie strictă, academică, să fie curățată de orice fel de impurități, nu cumva să ne jucăm, Doamne ferește! Acum, eu cred că există diverse grade în care ne putem apropia de filosofie. Așa cum, și cred că e comparația care e cea mai ușor de înțeles, așa cum există grade în care noi putem să stăpânim matematica. Dacă un copil de clasa 1 face matematică la școală, și asta evident că nu înseamnă că el știe algebră superioară sau nu știe analiză matematică și nu știe trigonometrie și alte chestiuni ale matematicilor, nu înseamnă că el nu știe matematică. Știe matematică la acel nivel și nu înseamnă că e o batjocorire sau o diminuare a importanței matematicii faptul că un copil de clasă de 7 ani știe matematică și că un profesor de matematică face matematică cu un copil de 7 ani. Atunci, de ce un profesor de filozofie se joacă prea mult dacă face filozofie cu un copil de 7 ani care poate să facă filozofie? Chiar așa. Dacă sunt și alte întrebări, deja ne-am apropiat, adică am mai putea să mai luăm o întrebare în cazul în care sunt întrebări aici pe Zoom. Cele de pe chat, cred că le-am luat pe toate.
Da, mai e un lucru pe care vreau să-l spun. Tot la copii, tot le spun o chestie pe care am învățat-o tot de la Peter Worley, practicianul de filozofie pentru copii. El spune că în filozofia pentru copii sunt importante trei lucruri. Trebuie să asculți, trebuie să te gândești și trebuie să vorbești. Dar nu e obligatoriu să le faci pe toate. Să asculți și să te gândești e foarte important. Să vorbești, poți să vorbești atunci când te simți pregătit să o faci. Astfel încât dacă sunt participanți care poate nu au curajul în seara asta să pună întrebări aici, eu sunt convinsă că au participat alături de noi cu cel puțin celelalte două, adică au ascultat și bănuiesc că au reflectat foarte mult la lucrurile pe care noi le-am spus și aștept în continuare cu întrebările lor în celelalte modalități în care mă pot găsi. Și așteptăm întotdeauna, porțile sunt deschise la filozofie, nu doar în această săptămână, ci în general sunt deschise la filozofie. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenția, pentru întrebările voastre și... Mulțumim și noi, Mihaela, foarte mult pentru prezentare, pentru răspunsuri mai ales, care au fost diverse și din toate direcțiile. A fost o seară plăcută. Mulțumim pentru prezență și cred că ne putem opri aici. Să nu uităm, mâine mai avem încă o întâlnire și vă așteptăm tot așa de la ora 6. Va fi ultima. La revedere! La revedere!